Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint evoluția răsadurilor repicate pe pat cald. După cum știți unii dintre voi, noi repicăm răsadurile pe pat cald având în apropiere o fermă, un hipodrom de cai, unde ne aprovizionăm cu gunoi de grajd pe care îl folosim la încălzirea paturilor pentru răsaduri cu evoluții și costuri foarte bune. Răsadurile de vinete au fost puțin mai înalte din cauza vremii nefavorabile, a lipsei radiației solare. Plantele au încercat să caute lumina și s-au înălțat puțin, dar în aproximativ 7 zile ele se vor îndrepta și vor arăta foarte bine. Ele deja au crescut, din ce am observat, frunzele deja s-au mărit, acesta fiind un semn bun. Avem deasupra paturilor o protecție realizată din 3 straturi de folie de 200 de microni. Puteți folosi și acril, vă recomand cel puțin 2 straturi. Sus avem strat de folie pentru menținerea căldurii. Această seră va fi demolată în toamnă și vom construi un solar nou în locul ei. Pe margini avem strat dublu de folie, dar acum haideți să trecem la ardei. Ardei avem tip Capia, hibridul Caprima, aproximativ 3000 de fire. Atenție mare atunci când folosiți pat cald pentru repicarea răsadurilor, trebuie să faceți aerisirea în fiecare zi, dacă aveți timp noros, vreme noroasă. Dacă aveți soare, va trebui să țineți plantele fără folie pentru a evita formarea condensului și, bineînțeles, apariția fungilor dăunători plantelor. Tratamente nu am efectuat. Anul acesta am omis din lipsa timpului. De obicei efectuam un tratament la nivelul solului pentru a fi sigur că nu vom avea probleme. Efectuam un tratament cu insecticid și fungicid, dar din păcate nu l-am mai efectuat, dar să sperăm că nu vor fi probleme. Cum vă spuneam, avem aproximativ 3000 de fire de ardei. Anul acesta nu am mai semănat răsaduri pentru vânzare. Mare atenție atunci când folosiți pat cald pentru repicare. Grosimea va trebui să fie undeva la 40-50 de centimetri și dacă dispuneți de paie, va trebui să
puneți un strat de paie, unul de gunoi de cal, cel puțin 3-4 straturi, mai precis amestecat, pentru a degaja foarte bine căldură, pentru a se activa acele ciuperci care prin descompunerea materialului biologic va degaja căldură. Mare atenție, nu tasați foarte, foarte mult paiele și gunoiul de cal, pentru că acele ciuperci, bacterii, au nevoie de oxigen pentru a intra în descompunere, pentru a se forma, pentru a se activa, mai bine spus. Dacă aveți un timp mai friguros, puteți aplica apă fierbinte peste paie și acel gunoi de grajd, dar mare atenție, chiar dacă nu aplicați apă fierbinte, apă normală trebuie aplicată neapărat pentru a ajuta, cum v-am spus, acele bacterii să se activeze și pentru a produce acea temperatură prin hrănirea lor din substrat. Cam acesta a fost filmul de astăzi. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu uitați să vă abonați la acest canal, să faceți o distribuire, să ne oferiți un like și să apăsați acel buton de clopoțel cu opțiunea al sau toate, pentru a fi notificați atunci când postăm. La revedere!